Slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule Duhul Adevărului, care pretutindeni și toatele împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășluiește într-o noi și te curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și durea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă de Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre, în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi, și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Biserica aceasta pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Într-un al preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, într-un al preasfințitul Părintele nostru Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru Ioachim Băcăvanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Înăuguram tocmirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vrem cu pace, Domnului să ne Doamne, miluiește! Pentru cei ce crătoresc pe ape, pe uscași, prin văzduh, pentru casnici, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească biserica aceasta și jertfelnicul ce este întrânsa, cu bogorârea, cu puterea și cu lucrarea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu dosfinții s-o pomeni. Preasfânta, născătoare de Dumnezeu, miluiește! Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și îngrăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune! Din Cartea a treia a regilor citire. Să luăm aminte! A stat Solomon înaintea jertfelnicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel. Și și-a ridicat mâinile la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. De vreme ce cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-am zidit în numele tău. Însă caută la rugăciunea robului tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă astăzi. Să-ți fie ochii tăi deschiși ziua și noaptea spre locașul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta ziua și noaptea. Să asculți rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel. Când ei se vor ruga în locul acesta, să asculți din locul șederii tale cel din ceruri. Să asculți și să miluiești. Sfinților mucenici, Sfinții de stăpâne, Domnul este lumânarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi nefricoșa? Înțelepciune! Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte! Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe fraț atunci când zice: spune voi fraților mei numele tău în mijlocul bisericii, te voi lăuda. Și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-a făcut părta sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea ca să surpre prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavol. Și ca să izbăvească pe aceea pe care frica morții ținea robie toată viața,
că într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era cu toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios achireu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Oce ție, sfințite, cititorule! Lui vostru înalt, preasfințite, stăpâne! Ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Aminte. În vremea aceea, venind Iisus în părțile Cezarii lui Filip, i-a întrebat pe ucenicii săi zicând, cine spun oamenii că sunt eu, fiul omului? Iar ei răspunzând i-au grăit, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Atunci a întrebat pe ei deoseb, dar voi cine ziceți că sunt? Și răspunzând Simon a grăit, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și a zis Iisus, fericite Simone, fiule a lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. De aceea îți spun ție, tu ești Simon, tu te vei numi Chefa, adică Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în cer și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat și în cer. Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire, mărire ție. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi în noi și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Și că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul Părintele nostru Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.